Zi de frământări pentru mulți angajați la stat ieri. Oamenii au așteptat degeaba să primească salariile și nimeni nu a știut ce se întâmplă până azi, când ministrul finanțelor a venit cu explicațiile. Despre ce a fost vorba și când vor primi bugetarii banii, ne spune colega mea Gabriela Mihai. Bun găsit, Gabi! Te urmărim! Am găsit, Ministerul Finanțelor a dat astăzi asigurări că toți bugetarii care încă nu au primit salariul vineri, atunci când ar fi trebuit să fie virați banii, adică ieri, urmează să îi primească luni, atunci când toate problemele vor fi rezolvate. Mai exact, reprezentanții Ministerului Finanțelor susțin că au fost probleme de disfuncționalitate între sistemele informatice dintre bănci și trezorerie și din această cauză nu au putut fi livrați toți banii celor care lucrează la stat, astfel că cei care lucrează la stat, bugetarii mai exact, s-au trezit, o mare parte dintre ei, că nu au salariul pe card. Acest lucru s-a întâmplat, așa cum spuneam ieri, și este vorba despre angajați din mai multe instituții ale statului român. Au venit însă aceste asigurări din partea Ministerului Finanțelor. Nu ar fi vorba despre probleme financiare. Banii există și ei vor fi livrați cel mai târziu luni, atunci când vor fi rezolvate toate aceste probleme din sistemul informatic, dintre bănci și trezorerie.